Salutare! Bine ați venit din nou pe lecțiivideo.ro. De fiecare dată când avem de-a face cu echipamente audio, fie că sunt echipamente profesionale, semi-profesionale sau chiar echipamente de amatori, avem parte de niște parametri care ne indică în linii mari cam cât de bun este echipamentul respectiv. Și cam cât de fidel redă el muzica sau, mă rog, semnalele audio care trec prin el. Vreau să discutăm un pic despre acești parametri, fiindcă, în primul rând, nu sunt chiar atât de clari, nu este foarte clar cum se calculează ei. Și, în al doilea rând, fiindcă sunt necesari să măcar să fie înțeleși ca concepte pentru oricare electronist care dorește să lucreze cu aparatură audio, dorește să confecționeze, nu știu, amplificatoare sau preamplificatoare, filtre și așa mai departe. Noțiunile despre care vom discuta în acest video sunt importante și e bine să le înțelegem. Va exista și un pic de parte practică mai spre sfârșit, doar că nu voi folosi aparatură propriu-zisă, ci voi intra în programul Audacity, un program gratuit de editare a afișărilor audio, și vă voi arăta acolo cum am putea face să măsurăm anumiți parametri despre care vom discuta astăzi. Folosesc acel program fiindcă va fi mult mai ușor să vă arăt în el decât să vă arăt pe un oscilloscop care nu este foarte performant în a efectua analize spectrale. Bun, mai concret, astăzi vom discuta despre principalele patru caracteristici sau principalii patru parametri pe care cu siguranță într-o măsură sau alta i-ați tot auzit în stânga, în dreapta, pe diverse specificații ale diverselor echipamente audio, poate pe internet, poate pe cutia de carton, pe ambalajul unui aparat pe care l-ați cumpărat sau poate pe un forum unde discutau oameni. Primul parametru este THD-ul, distorsiunile armonice totale. Al doilea este THD plus N. Al treilea, signal to noise ratio, în română raportul semnal zgomot. Și al patrulea parametru, ceva ce se numește SINAD în limba engleză, nu știu să aibă echivalent în limba română, este raportul semnal zgomot plus distorsiuni. Practic, din punct de vedere logic, primii doi parametri, respectiv THD-ul și THD plus N, sunt inversii raportului semnal zgomot și respectiv ai sinadului. În sensul că dacă THD-ul și THD plus N ne oferă informații referitoare la cât de multe distorsiuni sau impurități, spus așa la modul general, există într-un semnal provenit de la un anumit echipament, SNR și adică raportul semnal zgomot și sinadul ne oferă informații fix invers, nu despre cât de multe distorsiuni sunt, ci despre cât de curat este semnalul și cât de lipsit de distorsiuni sau de zgomot este el. Deci, primele două sunt oarecum inversele celorlalte, dar nu inversul 1 la 1, ci la nivel conceptual. Bun, haideți să începem să discutăm despre THD, despre distorsiunile totale armonice. Sau, de fapt, acum îmi dau seama că cel mai bine ar trebui să explic întâi și întâi un anumit fenomen foarte, care poate părea foarte ciudat, dar el este 100% real, și anume, dacă ar fi să discutăm despre un semnal pur de o anumită frecvență, întotdeauna, adică un semnal care să aibă o singură frecvență și nimic, absolut nimic altceva, întotdeauna semnalul ăla va fi sinusoidal.
niciodată triunghiular, dinte de fierăstrău, dreptunghiular și așa mai departe. Toate celelalte semnale, chiar dacă noi spunem că are ca o singură frecvență, dacă ar fi să ne construim noi un semnal triunghiular de o anumită frecvență, foarte stabilă, foarte precisă, sau un semnal dreptunghiular, sau de orice altă formă, dar nu sinusoidal, de fapt și de drept din punct de vedere al analizei spectrale, toate celelalte forme de undă sunt de fapt un amalgam de mai multe frecvențe, mai multe semnale sinusoidale de frecvențe diferite și amplitudini diferite care sunt adăugate una peste alta. Tocmai de asta generatoarele de funcții se numesc generatoare de funcții. Da? Nu știu dacă v-ați întrebat vreodată de ce există generatoare de semnal și există generatoare de funcții. Mă rog, cu tehnologia asta nouă, mai nouă, există ceea ce se numește AVG, Arbitrary Waveform Generator, adică generator de forme de undă arbitrare, dar există termenul ăsta, generator de funcții, pe care îl veți găsi pe diverse magazine online și nu numai, sau pe diverse site-uri, nume dat acelor echipamente care pot să genereze semnale pentru noi, semnale de audiofrecvență, de radiofrecvență și așa mai departe. Generatoarele de funcții, de asta se numesc de funcții, fiindcă ele sunt capabile să genereze nu numai semnale sinusoidale, ci și de alte forme, acele alte forme, din punct de vedere matematic, se consideră a fi niște funcții care țin de niște mai multe sinusoide de frecvențe diferite care se adaugă. Cam asta ar fi așa o explicație, fiindcă altfel nu prea are sens termenul generator de funcții. Ideea de funcție, în mod normal, ne duce cu gândul la matematică, de fapt și de drept. Nu neapărat la electronică. Practic, în electronică, termenul generator de funcții nu și-ar avea altfel sensul decât prin această explicație. Bun. Deci asta e cel mai important lucru pe care trebuie să-l rețineți. În momentul în care discutăm despre un semnal de o singură frecvență pură, nedistorsionat, cu absolut nimic altceva, discutăm strict, absolut strict, de un semnal sinusoidal. Nicio altă formă de undă nu are o singură frecvență, toate celelalte forme de undă, pe trei dintre ele vi le voi arăta în curând, vom vedea că au componente de mai multe frecvențe simultane. Bun, THD-ul, ca să ne reîntoarcem la lista noastră de caracteristici despre care trebuie să discutăm și să vedem și cum se calculează cel puțin unele dintre ele sau cum se măsoară. THD-ul, adică distorsiune totale armonice, practic este o măsură care ne arată nouă cam cât de multe armonici, cam cât de multe semnale de frecvență de 2 ori mai mare, de 3 ori mai mare, de 4 ori mai mare și așa mai departe, avem noi față de o frecvență fundamentală. Din punct de vedere matematic, el se consideră a fi radical din suma tensiunilor RMS. Foarte important, discutăm aici doar de tensiuni RMS, acele care în limba română se numesc eficace sau efective, ceva de genul ăsta, nu reușesc să rețin, fiindcă mi se pare oricum destul de proastă denumirea, așa că eu folosesc aceeași denumire ca în engleză, RMS. În prezent cam toată lumea ar trebui să știe ce e RMS. Deci din punct de vedere matematic, THD-ul este radical, este rădăcină pătrată din suma pătratelor tensiunilor RMS ale, în principiu, tuturor armonicelor raportate la o la amplitudinea semnalului de frecvență fundamentală. Da? În practică,
tipic se calculează doar cu primele 5 armonici. Deci, deși din punct de vedere matematic noi putem merge la infinit, practic evident că nu putem merge la infinit, trebuie să ne oprim undeva și de cele mai multe ori se calculează doar cu primele 5 armonici și când vedem THD-ul exprimat pentru un anumit produs electronic, un amplificator, o placă de sunet și așa mai departe, acel THD se calculează cu fundamentala de 1 kHz. Și atunci, practic, armonicele sunt la 2, 3, 4, 5 kHz și așa mai departe. De la 2 la 6 sunt, practic, primele 5 armonici. Această formulă matematică oferă o valoare cuprinsă între 0 și 1. THD-ul poate fi exprimat fie în procente, caz în care înmulțim această formulă cu 100, sau în decibeli, caz în care luăm această valoare, o punem în logaritm decimal și apoi înmulțim cu 20. Este mărimea cea mai ușor de măsurat, de măsurat și de calculat cu un osciloscop, cel puțin, mă rog, un osciloscop ar trebui să fie un osciloscop digital care să aibă și analiză spectrală, adică acea funcție FFT. Cam toate osciloscopele în prezent o au, însă cele analogice nu au așa asemenea posibilități. Dacă vrem echipamente analogice, trebuie să folosim un analizor de spectru dedicat. Dar acela, mă rog, costă mai mult, se găsește mai greu, așa că probabil că vom folosi un osciloscop digital cu funcția FFT. Ca o mică paranteză, despre funcția FFT la osciloscoape am discutat recent într-unul din videourile anterioare. De asemenea, pentru a înțelege toate noțiunile pe care le voi prezenta în acest video, trebuie să știți ce e la decibel. Dacă nu, uitați-vă la video despre decibel, am făcut acum un an jumate un video, se găsește destul de ușor. Și de asemenea, e bine, e recomandat să vă fi uitat și la videourile despre zgomote, pe care le-am făcut acum vreo o lună cu aproximație. Am făcut două videouri despre zgomote, un video în care prezentam teoria și un alt video în care arătam practic cum am putut să măsor zgomotul unui amplificator operațional. În fine, nu e musai, dar ar putea aduce un plus de înțelegere față de toate lucrurile pe care le voi explica aici în acest video. Bun, să ne reîntoarcem la ce discutam despre THD, despre distorsiunile totale armonice. Formula asta în practică nu este chiar atât de practică. Mă rog, știu că sună un pic ciudat, dar e mai puțin convenabil să măsurăm THD-ul, să calculăm THD-ul în funcție de amplitudinile fiecărei armonici față de fundamentală, din simplu motiv că nu prea vom avea cum să obținem amplitudinile armonicilor așa, ca atare. De cele mai multe ori vom analiza spectrul de frecvențe și acel spectru de frecvențe ne va fi afișat în decibeli. Nu întotdeauna, dar de cele mai multe ori, dacă vrem să vedem cât mai multe detalii posibile, trebuie să avem axa verticală exprimată în decibeli. Deci chiar dacă osciloscopul nostru, cum este și cel al meu, oferă posibilitatea de a avea o analiză spectrală cu verticala exprimată în volți, nu ne ajută așa ceva și trebuie să o convertim, trebuie să o schimbăm din meniul osciloscopului în decibeli. Astfel putem să realizăm o simplificare a acestei formule, care știu că la prima vedere nu o să pară că este simplificare, dar este și ajung imediat și explic de ce și apoi un pic mai târziu la partea practică.
Putem să avem o simplificare de la această formulă la această formulă. Dacă efectuăm măsurătorile armonicilor în decibeli relativ la fundamentală, adică dBC, acest dBC în general este foarte mult folosit în radiofrecvență, dar nu numai, poate fi folosit oriunde. dBC înseamnă decibel relativ la o frecvență fundamentală. Deci, practic, întotdeauna când avem o valoare în dBC, acea valoare este, aparține unui semnal relativ la un alt semnal pe care noi îl luăm de referință. Acea referință, în cazul nostru, este frecvența fundamentală. Și astfel, formula de calcul se poate transforma în acest radical. Din 10 la puterea valoarea în decibeli a celei de-a două armonici împărțită la 10 plus 10 ridicată la puterea valoarea în decibeli a celei de-a trei armonici împărțită la 10 și tot așa, sumă de 10 la puterea valoarea în decibeli a armonicelor împărțită la 10. Atenție că valorile în decibeli în dBC trebuie să fie negative. Și nu e vorba că trebuie să fie negative neapărat, dar ele întotdeauna vor fi negative, fiindcă întotdeauna o armonică va avea o amplitudine mai mică decât frecvența fundamentală și atunci automat, din moment ce facem această relație armonică relativ la fundamentală, armonica aia va avea o valoare negativă în dBC. Da? Bun. Pentru a explica un pic mai în detaliu ca fapt divers de cum s-a ajuns la această simplificare, ideea este foarte simplă și totodată este și motivul pentru care trebuie să înțelegeți decibelii, cum se calculează, ce sunt ei. Dacă pornim de la formula noastră inițială, da, radical din suma pătratelor amplitudinilor armonicelor, tot împărțit la amplitudinea frecvenței fundamentale. Putem să considerăm că acest U indice F, adică amplitudinea în volți a frecvenței fundamentale, ar putea fi scrisă ca fiind radical din U indice F la pătrat. Da? Radical din ceva la pătrat este acel ceva în sine, fiindcă radicalul este inversul pătratului, dar de dragul simplificării și de dragul de a ajunge la o simplificare mai mare, să zicem că transformăm acest UF în radical din U indice F la pătrat. Practic în momentul ăla am avea radical din ceva supra radical din altceva, care este tot una cu radical mare din toată fracția, care poate fi spartă mai departe și se poate ajunge la acest radical mare din amplitudinea celei de-a două armonici la pătrat supra amplitudinea fundamentală la pătrat plus amplitudinea celei de-a trei armonici la pătrat supra amplitudinea fundamentală la pătrat plus și așa mai departe pentru toate armonicele. Și practic avem o serie de fracții dintre amplitudinea armonicei respective și amplitudinea fundamentalei. Acest lucru ne ajută, fiindcă să ne reamintim, decibelii ca măsură a puterii este calculat cu formula 10 logarim din puterea noastră măsurată, puterea pe care vrem să o exprimăm în decibeli, împărțită la o putere de referință, să zicem puterea frecvenței fundamentale. Puterea care poate fi la rândul ei exprimată prin tensiune la pătrat supra rezistență, practic avem o tensiune la pătrat supra rezistență împărțită la o altă tensiune la pătrat supra aceeași rezistență. Rezistențele se elimină și se ajunge la 10 logarim din tensiunea la pătrat supra tensiunea fundamentală la pătrat. Da? Și în momentul de față vedem că avem ceva similar cu ce avem aici sub radical. Noi vom putea măsura efectiv acești decibeli. Deci decibelii ăștia sunt ceva ce noi o să-i observăm, nu o să-i calculăm matematic.
Și atunci putem face calculele inverse pentru a afla cât este acest U pătrat pe U indice F la pătrat, adică această amplitudine a unei armonici la pătrat împărțită la amplitudinea fundamentalei la pătrat, putem efectua calculele inverse, să ridicăm 10 la puterea valoarea respectivă în decibeli împărțit la 10. Și astfel, practic aici, din radicalul acesta mare cu multe fracții adunate, ajungem la radical din 10 la puterea decibelii celei de-a două armonici împărțită la 10, plus următoarele, 10 la puterea decibelii celei de-a trei armonici împărțită la 10 și așa mai departe. Și în felul ăsta, fiindcă noi pe decibeli o să-i obținem în mod direct, trebuie doar să introducem într-o astfel de formulă matematică și aflăm automat THD-ul în mod direct. Da? Așa s-a ajuns din punct de vedere matematic la această simplificare, care, repet, la prima vedere nu pare a fi simplificare, dar ea chiar este. Bun. Un alt lucru de menționat, care este un pic mai ciudat, cel puțin din punct de vedere logic, dar în fine, așa se consideră, așa că trebuie să cunoaștem și trebuie să înțelegem, este că frecvența fundamentală se consideră a fi prima armonică în sine. Știu că e un pic ciudat, dar na, asta e, trebuie să o luăm ca atare. Și practic, ceea ce noi am considerat ca fiind prima armonică, de fapt este a doua. Adică, dacă avem frecvență fundamentală de 1 kHz, așa cum se folosește în mod normal pentru calculul THD-ului la anumite echipamente, frecvența de două ori mai mare este 2 kHz. Noi am spune că ea e prima armonică, dar de fapt și de drept se consideră ca fiind deja a doua armonică, fiindcă frecvența asta de 1 kHz, deși este fundamentală, se consideră o armonică în sine. Ăsta e motivul pentru care șirul nostru de armonice din calcule începe cu a doua armonică. Fiindcă de fapt și drept a doua armonică este prima frecvență care are multiplu de 2 față de fundamentală. A treia are multiplu de 3, a patra multiplu de 4 și tot așa. Da? Deci asta ca să fie clar de ce am început această serie cu indice 2 și nu cu indice 1. Fiindcă indice 1 este considerat efectiv fundamentală. Bun, la partea practică o să calculăm efectiv care este distorsiunea unui semnal triunghiular. Asta așa, ca să vedem ca fapt divers. Și o să vedem efectiv cum calculăm și ce valori obținem. Bun, trecem mai departe. Din păcate, acest THD, adică distorsiuni totale armonice, nu ne spune decât dacă avem armonice și cât de intense sunt ele, cât de tari sunt ele ca amplitudine. Însă, noi putem avea armonice foarte, foarte mici sau aproape inexistente, dar să avem alte semnale de alte frecvențe nedorite care totuși să trebuiască să fie luate cumva în calcul. Și atunci, fiindcă ele sunt nedorite, da? Deci, repet, sunt semnale de frecvențe care nu sunt armonice, deci nu sunt de două ori fundamentala, de trei ori, de patru ori, de cinci ori și așa mai departe. Sunt undeva între, dar sunt semnale nedorite. Pentru alea, o măsură mai bună ar fi dacă am avea acest THD plus N, dacă am putea avea sau calcula acest THD plus N, fiindcă THD plus N nu este nimic altceva decât tot acest THD de mai devreme plus zgomotul. Deci pe lângă distorsiunile armonice se mai adaugă și orice alt semnal care este considerat zgomot, inclusiv zgomotul de fond produs de circuitul respectiv, de amplificatorul respectiv, de dispozitivul respectiv și așa mai departe. Da? Tocmai asta am spus că este similar cu THD, doar că în loc să se limiteze doar la analiza prezența și intensitatea armonicilor, ia absolut toate celelalte frecvențe în calcul.
Dar atenție că din moment ce discutăm și despre zgomot, trebuie să discutăm despre o bandă clară de frecvențe. Asta e motivul pentru care e bine dacă v-ați uitat la videourile despre zgomote, fiindcă acolo explicam și arătam cum practic cu cât banda de frecvențe pe care noi o analizăm este mai mare, cu atât și zgomotul este mai mare. Fiindcă zgomotul, mă rog, sunt mai multe feluri de zgomote, dar pe scurt, zgomotele cele mai pregnante la un echipament audio, adică acel fâșit de fond, mai pe românește, ăla are componente din absolut toate frecvențele posibile. Și atunci, evident că cu cât lățimea de bandă pe care noi o analizăm este mai mare, cu atât și zgomotul nostru va reieși ca fiind mai mare. Da? Bun, un alt lucru important la THD plus N este că valoarea de referință, adică numitorul împărțirii de mai devreme, unde la THD aveam amplitudinea fundamentalei, aici nu este doar tensiunea RMS, ci este valoarea RMS a întregului semnal. Întreg semnal care include și frecvența noastră fundamentală, care în esență este dorită. Da? Deci THD plus N este o măsură care ne oferă nouă informații despre toate semnalele nedorite raportate la întregul semnal, nu doar la frecvența fundamentală. Din păcate, THD plus N nu este chiar așa de ușor de calculat matematic. Am putea să-l calculăm ca THD-ul și pe lângă armonice să ne mai uităm pe analiza spectrală și să luăm în calcul absolut orice altă frecvență semnificativă și în plus față de asta să introducem și nivelul zgomotului în sine ca fiind un semnal. Deci din punctul ăsta de vedere e un pic mai greu de calculat, dar față de THD-ul care dacă vrei să îl măsurăm cu un dispozitiv, să zicem că vrem noi să construim un dispozitiv, este mult mai greu, fiindcă noi trebuie să analizăm strict doar anumite armonice și prima problemă pe care am avea-o cu acest dispozitiv construit de noi ar fi identificarea frecvenței fundamentale. La THD plus N însă lucrurile sunt mult mai simple, ar putea realiza teoretic mult mai simplu un aparat care să măsoare THD plus N și nici măcar n-ar trebui să fie neapărat aparat digital. Realizând practic o filtrare a semnalului astfel. Semnalul nostru se poate lua și se poate introduce într-un filtru, oprește bandă care să elimine aproape complet sau la modul ideal să elimine complet frecvența noastră fundamentală pentru care vrem să măsurăm THD plus N. Apoi rezultatul să-l trecem într-un filtru trece bandă pe spectrul de frecvențe dorit a se măsura, care poate să fie chiar și foarte, foarte larg, sau la, adică putem să sărim peste acest filtru, iar apoi semnalul rezultat să îl introducem într-un circuit care să măsoare amplitudinea RMS. Și în momentul ăla noi avem practic numărătorul din formula noastră, iar numitorul este, repet, amplitudinea întregului semnal. Amplitudine pe care cu siguranță am putea să o măsurăm, evident tot amplitudinea RMS. Din moment ce avem un circuit care măsoară valoarea RMS a tuturor zgomotelor și semnalelor nedorite, putem să avem un al doilea circuit care să măsoare valoarea RMS a întregului semnal de la intrare. Da? Și astfel am putea construi un aparat care să măsoare THD plus N. Deci, în concluzie, THD plus N este o măsură mai utilă decât doar THD-ul, fiindcă el ne oferă informații mult mai complete. Bun, la polii opuși avem acest raport semnal-zgomot, signal-to-noise ratio în engleză, și respectiv sinadul.
Raportul semnal-zgomot este efectiv raportul dintre nivelul semnalului nostru dorit, respectiv muzica pe care o redăm printr-un amplificator audio, și nivelul zgomotului de fond pe care orice amplificator audio sau orice circuit îl are. Zgomotul de fond se măsoară aplicându-se un semnal 0 pe intrare, adică nu se lasă intrarea neconectată, fiindcă o intrare neconectată în orice circuit de genul acesta va putea capta tot felul de semnale parazite din jur, din mediul înconjurător, și bineînțeles că le va amplifica. Și noi, dacă punem pe ieșire un aparat care să măsoare amplitudinea RMS, vom avea o valoare mai mare decât este ea de fapt. Și atunci intrarea în respectivului echipament la care vrem să măsurăm semnalul raportul semnal zgomot nu se lasă neconectată, ori se scurtcircuitează, ori se introduce un dispozitiv care să ofere semnal 0 pe intrare și care să aibă impedanța de ieșire pe care la care se așteaptă circuitul nostru. Raportul semnal zgomot se măsoară întotdeauna în decibeli. Deci pe undeva raportul semnal zgomot este cumva similar cu inversul THD plus N-ului, doar că ideea este că raportul semnal zgomot nu ia în calcul armonicele, absolut deloc. Cu alte cuvinte, ar putea exista un circuit care să aibă un zgomot de fond foarte, foarte mic, dar care să distorsioneze totuși semnalul în sensul de a adăuga armonice, iar raportul semnal zgomot ar apărea ca fiind unul foarte bun, din moment ce pentru noi conceptul de semnal dorit în raportul semnal zgomot include și eventualele distorsiuni care ar putea apărea. În contrast cu acest semnal zgomot, există sinadul, care este raportul semnal zgomot plus distorsiuni. Acest sinad este practic inversul THD plus N-ului, în sensul că dacă THD plus N-ul ne oferă informații despre cât de multe semnale nedorite și zgomote avem, indiferent de natura lor, sinadul ne oferă informații despre cât de curat este semnalul nostru și cât de lipsit de zgomote și semnale nedorite este. Sinadul este exprimat în decibeli întotdeauna, pe când THD plus N nu poate fi exprimat atât în decibeli cât și în procente. De obicei, THD-urile se măsoară în procente când valoarea lor în procente este undeva până în 0,1%, 0,01%, în general, pentru valori mai mici de 0,1 sau 0,01%, THD-urile se exprimă și ele tot în decibeli. Pe de altă parte, de multe ori vom vedea în continuare valori exprimate în procente, mai ales dacă sunt puse pe echipamente care se vor a se vinde către publicul larg. Publicul larg nu va înțelege, bineînțeles, aceste concepte și nu va ști să compare o valoare în decibel cu o valoare în procente, și atunci este foarte posibil și probabil să vedem THD-urile exprimate în procente chiar și la valori foarte, foarte mici, de genul 0,001, 0,00001 și așa mai departe. Sinadul, în schimb, este exprimat doar în decibeli. Din punct de vedere conceptual, dacă raportul semnal-zgomot este, după cum îi spune, raportul dintre semnal și zgomot, N în limba engleză, atunci sinadul este raportul dintre semnal și suma dintre toate zgomotele și toate armonicele existente. Da? D-ul vine de la distorsiuni și se referă la distorsiunile armonice, N-ul vine de la noise, care înseamnă zgomot
în limba engleză. Bun. Păi, cam asta este teoria. Nu este chiar atât de complicată, dar trebuie avut grijă la detalii, practic. Haideți să vedem concret cum putem să ne generăm niște semnale pe calculator în softul Audacity și cum putem efectua niște analize spectrale și efectua niște calcule de dragul de a vedea efectiv cum calculăm un THD și cum se aplică toate aceste formule. Programul Audacity, care, mă rog, probabil că în engleză se pronunță Audacity, dar pentru mine are sens mai mult să-l pronunț Audacity, se găsește gratuit pe internet, se descarcă, este un program pentru editarea fișierelor audio. Bun, pe scurt, în el vom merge la meniul Tracks și vom adăuga patru canale audio, fiindcă vreau să-mi creez patru semnale, unul sinusoidal, unul dinte de fierăstrău, unul dreptunghiular și unul triunghiular. Din meniul Tracks alegem Add New și o să aleg Mono Track. Și o să creez practic patru astfel de track-uri. Un foarte important pentru a vedea corect forma de undă. Trebuie din opțiunile meniului să alegem waveform și nu waveform în decibeli. Eu mai fac editare audio din când în când și sau mă rog, am mai făcut în trecut, în prezent nu prea mai fac, dar dacă e nevoie, pot să fac în acest soft. În general, la editare audio te ajută să vezi semnalele în decibeli. Însă pentru exercițiul nostru din momentul de față, nu ne ajută să vedem în decibeli, ci ne ajută să vedem forma de undă curată. Și atunci mergem la fiecare canal în parte și alegem waveform, nu waveform cu decibeli în paranteză. Bun. Și acum, mergem pe primul canal și o să sar peste detalii mărunte de genul ce scurtături la tastatură folosești și așa mai departe, fiindcă nu este un video despre programul în sine, vă arăt doar pe scurt cum putem să generăm acele semnale în caz că vreți să vă jucați și voi acasă. Pe primul canal voi merge la meniul Generate și voi alege Tone. Da? Deci nu Noise, nu Silence, ci Tone. Se va deschide o fereastră din care putem alege câteva opțiuni. Primul canal vreau să fie formă sinusoidală, de pentru care aleg Sine de aici. Eu voi vrea frecvența de 100 Hz, fiindcă e o frecvență care se vede mai bine pe analiza spectrală a acestui soft. Bineînțeles că am putea alege orice altă frecvență, dar e mai ușor. Și o să vedeți imediat de ce. Amplitudinea 1, oricum valoarea este între 0 și 1, 1 este maximă. Alegem amplitudinea 1 fiindcă o să ne ajute la calcule. Amplitudinea 1, care este amplitudinea maximă în decibeli, înseamnă 0. 0 decibeli. Și ne va ajuta fiindcă toate acele armonice se vor afla, bineînțeles, sub valoare de 0 decibeli, dar fiindcă noi trebuie să calculăm diferența dintre ele și fundamentală. Dacă fundamentala este deja la 0 decibeli, nu va mai trebui să calculăm diferențe. Da? Și în felul ăsta ne simplificăm munca. Și durata de 5 secunde. Nu vreau o durată foarte lungă, fiindcă 5 secunde sunt suficiente pentru ca analiza spectrală să ruleze. Mai mult de 5 secunde am avea, ar fi mai greu de vizualizat și am avea mai mult de dat zoom și scroll. Așa că aleg doar 5 secunde și dau OK. Și în momentul de față vedem că mi s-a generat sinusoida noastră, bineînțeles că trebuie să dăm zoom pentru a o vedea mai clar, fiindcă sunt foarte multe alternanțe de 100 Hz în 5 secunde, nu? Sunt practic vreo 500. Bun, merg pe al doilea canal și fac ceva similar, generate tone, voi alege aici square, no alias.
las frecvența de 100 de Hz, amplitudinea 1, durata 5 secunde. Da, la fel mi-a generat formă de undă dreptunghiulară. Merg pe al treilea canal, generate tone și aleg sawtooth. Sawtooth înseamnă dinte de fier străin în limba engleză. La fel, las frecvența 100 de Hz, amplitudinea 1, 5 secunde, dau OK. Dacă dau zoom, da, vedem forma de undă dinte de fier strău. Și aș vrea să mai analizez și forma de undă triunghiulară, care din păcate nu poate fi generată, cel puțin în versiunea asta. Eu am o versiune ceva mai veche, poate că au adăugat o versiune mai noi, nu știu, eu am o versiune mai veche, 2.1.1, așa că dacă vreau să-mi generez o formă de undă triunghiulară, eu trebuie să fac niște scamatorii, trebuie să iau un sunet de lungimea dorită, o să iau semnalul dreptunghiular, îi dau paste, iau copy din canalul lui, îi dau paste în canalul unde vreau să fie semnal triunghiular, apoi îl selectez pe tot, merg la effect, Nyquist prompt, și aici trebuie să introducem acest cod. Nyquist prompt este practic un limbaj de scripting, este prompterul unui limbaj de scripting cu care putem realiza diverse lucruri. Nu mă pricep la acest limbaj, dar am găsit pe internet că aceasta este comanda care generează formă de undă triunghiulară. Deschidem paranteza rotundă, HZOSC, spațiu, frecvența dorită, spațiu, steluță, tri, liniuță, table, steluță, închidem paranteza rotundă. Da? Dacă mi-aduc aminte, o să pun acest text și în descrierea videoului. Dacă nu, mă rog, nu e chiar atât de greu să scriem de mână. Bun, și îi dăm, descriem acest text în acest Nyquist prompt și dăm OK. Și vom vedea că ne-a schimbat semnalul nostru din dreptunghiular în triunghiular. Și este chiar triunghiular, nu este dinte de fierăstrău. Vedeți diferențe clare între dinte de fierăstrău și triunghiular. Da? Bun, și în prezent avem practic cele patru semnale principale cu care lucrăm și în electronică. Avem diverse circuite oscilatoare care generează astfel de forme de undă în diverse scopuri. Bun, și acum haideți să vedem cum facem o analiză spectrală. Trebuie să selectăm o porțiune. Eu dau dublu click pe fiecare canal în parte ca să selectez tot și mergem la opțiunea Analyze, Plot Spectrum și ni se deschide o fereastră separată pe care o să o maximizez, în care practic softul ne arată analiza noastră spectrală. Bineînțeles că avem aici diverse opțiuni pe care va trebui să le faceți astfel. Probabil că dacă imediat după ce vă instalați programul ăsta, ele o să fie un pic altfel configurate aici. Trebuie să alegem spectrum, nu altceva de la algoritm. Funcția de windowing, recomand Gaussian cu A egal 4,5. Am mai vorbit despre această funcție de windowing acum câteva videouri când discutam despre funcția FFT la osciloscoape. Fiindcă aici lucrăm cu un calculator, avem posibilitatea de a avea funcția FFT cu opțiuni mult mai bune și acest Gaussian A egal 4,5, după părerea mea, oferă cele mai clare rezultate. O să vedem un pic mai încolo unde avem și armonice, care e diferența. O să trec așa un pic prin ele ca să vedeți mai bine care e diferența în ele. De asemenea, size, la size o să alternăm un pic. Ideea e că cu cât dimensiunea unei analize spectrale este mai mare, cu atât rezoluția este mai bună și implicit rezultatele sunt mai bune. Din păcate, osciloscoapele, fiindcă trebuie să efectueze aceste calcule în timp real, nu au dimensiuni
foarte bune, de pentru care ele oferă niște rezultate foarte dezamăgitoare de genul ăsta. Bun, asta e, sunt limitate din punct de vedere hardware. Noi pe calculator, în principal, vom alege cea mai mare dimensiune posibilă, în softul ăsta fiind 65536. Și pe axa orizontală vrem să fie frecvența logaritmică, nu liniară, fiindcă liniară nu ne ajută, fiindcă frecvențele astea mici le înghesuie într-un capăt și aproape că nici nu mai vedem unde este linia cu frecvența noastră, așa că axa orizontală trebuie să fie frecvență logaritmică. Și vedem că, în special fiindcă am ales frecvența de 100 de Hz, avem lucrurile foarte clare, fix în centrul ecranului avem linia de 100 de Hz, vedem pe rigla axei orizontale că avem aici 100, frecvența de 200 de Hz care este a doua armonică este aici, a 300 de Hz, a treia armonică aici, 400 aici, 500 aici, 600 aici și așa mai departe. Deci va fi ușor să vedem armonicele. Fiindcă eu am ales să analizez acum semnalul sinusoidal, observăm că avem o singură frecvență. Atât. Frecvența noastră centrală, de 100 de Hz. Bun, ok, acum analiza asta desenează frecvența centrală ca fiind un triunghi destul de îngust, dar un triunghi cu o bază oarecare. Aici intervine și felul în care interpretăm noi, felul în care trebuie să știm noi să interpretăm aceste analize spectrale, fiindcă este clar că în cazul nostru avem o singură frecvență, nu o bandă de frecvențe. Chiar dacă aici ar vrea să fie o bandă foarte îngustă de frecvențe, ceva între 90 și 110 Hz cu aproximație, noi nu avem o bandă de frecvențe, avem o singură frecvență. Dar așa se vede pe o astfel de analiză FFT. Și vedem că nu avem absolut nimic în rest. Absolut nimic. Da? Fiindcă, după cum am spus, o sinusoidă perfectă are o singură frecvență. În schimb, dacă luăm un alt semnal care pentru noi are exact aceeași frecvență de repetiție, da? Fiindcă, țineți minte, când am generat aceste forme de undă, am ales 100 de Hz pentru toate formele de undă. Dar nu contează. Dacă e să analizăm semnalul de 100 de Hz dreptunghiular, o să descoperim că avem o serie de armonice. Și mai mult decât atât, o să descoperim că semnalul dreptunghiular este compus din armonice impare. Adică nu avem armonicele de frecvență de 2 ori mai mare, de 4 ori mai mare, de 6 ori mai mare și așa mai departe. Nu, avem doar armonicele cu frecvență de 3 ori mai mare decât fundamentala, de 5 ori, de 7 ori, de 9 ori și așa mai departe. Și fiindcă armonicele astea sunt mai greu de văzut când dimensiunea analizei e 65.000, pentru a le vedea un pic mai clar, putem să alegem o dimensiune mai mică, de exemplu 8.000. La 8.000 vedem ceva mai clar. Da, sigur, ele apar ca fiind niște benzi de frecvențe, nu ca niște frecvențe unice, însă, repet, aici intră trebuie să intre în efect înțelegerea noastră asupra acestei probleme. Și vedem destul de clar armonicele și de asemenea vedem intensitățile lor. Dacă e să ne uităm aici în partea de jos, avem o căsuță care se numește peak. Adică peak înseamnă vârf în engleză. Dacă e să ne plimbăm cu mouse-ul deasupra semnalului de pe graficul nostru și ne putem uita acolo la căsuța peak, care ne va arăta automat frecvența și amplitudinea din punctul respectiv. Fiindcă se realizează o detecție automată pe graficul nostru a cele mai apropiate frecvențe cu amplitudinea ei. Da, și vedem că practic cea de-a treia armonică și totodată practic am putea spune prima armonică pe care o vedem este la minus 7,5 decibeli
această valoare este aceea în DBC. A 5-a armonică este la minus 11,9, a 7-a la minus 14,8, a 9-a la minus 17 și tot așa. Da? Armonicele, bineînțeles, scad în amplitudine pe măsură ce cresc în frecvență. Și pe acestea am putea să le folosim și să le punem în calcul și să vedem THD-ul. O să calculez THD-ul la semnalul triunghiular. Deci, repet, pentru semnalul dreptunghiular avem numai armonice cu factor impar, de 3 ori mai mare, de 5 ori mai mare, de 7 ori mai mare și așa mai departe. Bun. Să vedem semnalul dinte de fierăstrău cum arată. Da? Ignorăm acest lob de frecvență foarte, foarte joasă sub 3 Hz. Asta e rezultat din diverse artefacte ale calculelor matematice. Nu avem practic frecvență de 1 Hz sau 2 Hz acolo. Deci îl ignorăm, ne uităm doar de la frecvențe mai ridicate în sus, în special de la frecvența fundamentalei în sus. Vedem că apar și celelalte armonici de frecvențe de factor par. De 2 ori, de 4 ori, de 6 ori și așa mai departe. Tot așa putem să micșorăm dimensiunile FFT-ului ca să le vedem mai bine. Și vedem că a doua armonică este la minus 9,9. A treia armonică este la minus 13,5, a patra la minus 16 și tot așa. Da. Și să mergem și la semnalul triunghiular. Analyze plot spectrum. Și la semnalul triunghiular o să vedem o oarecare ciudățenie și anume faptul că o să trească să micșorez un pic mai mult. Nu, hai să-l las la 8000. Așa, dimensiunea ca să văd ceva mai bine armonicele. Vedem că armonicele pare sunt mai mici decât armonicele impare. Armonica a doua este la minus 70,8 decibeli, însă armonica a treia este mult mai tare, este la minus 20,9. Armonica a patra este la o amplitudine foarte mică, minus 76,8 decibeli. Armonica 5 este la minus 29,8 și tot așa. Da? Atât armonicele pare cât și cele impare descresc, însă, după cum vedem, există o foarte mare diferență între ele. Bun, și acum haideți să calculăm THD-ul pentru acest semnal. Să presupunem că este semnalul scos dintr-un amplificator. Noi la intrare am pus un semnal sinusoidal. Perfect, iar la ieșire avem acest semnal triunghiular. Bine, ca o mică paranteză, nici n-ar trebui să ne gândim la un astfel de amplificator care distorsionează în felul ăsta semnalul, dar e în scop didactic aici, da? Mi-am făcut un tabel în Excel în care să pot să scriu DBC-urile și să calculez automat puterea și THD-urile atât în procente cât și în decibeli. Dacă vreau să dezactivez pur și simplu o căsuță, îi scriu minus 999 de decibeli și atunci automat puterea va fi 0 și implicit acea valoare nu va mai fi luată în calcul la THD. Dar de fapt și drept în practică o să încep să completez mai multe de dragul de a vedea cât de mult crește THD-ul. Bun, și acum să începem să completăm tabelul. Mergem. Bineînțeles, ignorăm prima frecvență care este frecvența fundamentală sau mai bine zis ar trebui să spun că nu neapărat că o ignorăm, în cazul de față o ignorăm fiindcă știm că se află la 0 decibeli, dar altfel o luăm ca punct de referință și calculăm diferența dintre decibelii la care se află fiecare armonică și această armonică fundamentală. Da? Eu pot să iau direct, fiindcă armonica fundamentală, repet, este la 0 decibeli deja. Bun, a doua armonică, adică frecvența de două ori mai mare decât fundamentala, se află la minus 70,8. Voi merge în tabel și voi scrie minus 70,8.
A treia armonică se află la minus 20,9. Așa, hai să vedem. Minus 20,9. A patra armonică, minus 76,8. A cincea, minus 29,8. A șasea, minus 80,3. Și în mod normal, calculele cam pe aici se termină în general când producătorii calculează THD-ul. Noi vom merge un pic mai mult, un pic mai departe, fiindcă la noi celelalte armonice sunt, adică una din două armonice este cu adevărat importantă, restul mai puțin. A șaptea armonică, minus 35,6. O să refac imediat calculele în Excel. Mai, nu știu, mai completăm încă 4, hai să zicem. A 8-a armonică, minus 82,8. Apoi, minus 40. Apoi, minus 84,8. Și apoi, minus 43,5. Și bineînțeles că trebuie să refac calculele de putere pentru fiecare. Se spune că odată ce am scăzut de minus 30 de decibel C, nu prea mai contează armonice respective. Mă rog, eu am pus așa ceva mai mult. Vedem că practic la aceste calcule avem parte de un THD de 9,8%, care e destul de mult. Sau exprimat în decibeli, minus 20,18 decibeli. Dar, în fine, asta a fost, repet, pentru scop didactic. Deci, așa se calculează, măsurând efectiv cu un analizor de spectru, fiecare armonică în decibeli, făcând diferența dintre armonică și fundamentală și folosind această formulă, fiindcă, practic, asta face Excel-ul meu. Pe coloana de putere am exact aceste 10 la puterea ceva și apoi celulele astea calculează suma, radicalul, logarin și tot ce trebuie în rest. Deci practic un Excel de genul ăsta puteți să vi-l faceți cu ușurință. Bun, cam asta este teoria și practica totodată legată de analiza distorsiunilor cu softuri sau cu multimetre sau cu analizare de spectru. Teoria este aceeași, felul în care este pusă în practică este același. Diferența e doar de unde și cum obținem noi aceste valori în decibeli. Bun, sper că v-a fost de folos. Mulțumesc frumos celor ce sprijină acest canal pe Patreon, acest proiect. Nu uitați, cei care doriți și puteți, sprijinindu-mă pe mine financiar, chiar și cu puțin, voi putea să cumpăr componente mai repede și voi putea să învăț lucruri mai repede și indirect vă sprijiniți și pe voi, fiindcă voi veni aici pe site și pe canal și vă voi arăta și vouă ceea ce am învățat mai repede. Mulțumesc frumos, să ne revedem cu bine și la următorul tutorial. La revedere!